Spania este a patra țară ca mărime din Europa, cu o populație de aproximativ 48 de milioane de locuitori. Totuși, aproape 70% din teritoriul său este aproape nelocuit. 90% din populație este concentrată în Madrid și pe zonele de coastă, lăsând centrul țării aproape gol. Astfel, 43 de milioane de oameni trăiesc pe doar 30% din suprafața Spaniei, iar celelalte 5 milioane de oameni trăiesc în restul de 70% din teritoriul țării. Deși Spania are o climă și o geografie diversă, cu plaje, păduri, dense, munți și deșerturi, populația este concentrată într-o mică parte a teritoriului. În trecut, zona centrală și nordică era mai populată, dar în prezent, dacă vizitați aceste regiuni, veți găsi sate abandonate cu case goale și clădiri ruinate. Acest fenomen, cunoscut sub numele de Spania goală, este legat de istoria politică a Spaniei, de geografie și de factori sociali specifici. În clipul de azi vom explora aceste aspecte ale Spaniei despre care s-ar putea să nu fi auzit până acum. Haideți să ne întoarcem în timp cu mii de ani în urmă pentru a înțelege mai bine această situație. Căderea Imperiului Roman. Declinul Imperiului Roman a avut un impact semnificativ asupra peninsulei iberice, cunoscută atunci sub numele de Hispania. În perioada sa de maximă expansiune, Imperiul Roman se întindea din Africa de Nord și Europa până în nordul Orientului Mijlociu. Totuși, menținerea controlului asupra unui teritoriu atât de vast era extrem de costisitoare și dificilă. În încercarea de a gestiona mai bine acest imperiu uriaș, conducătorii romani au decis să-l împartă în două. Partea de est a devenit Imperiul Bizantin, iar partea de vest a rămas Imperiul Roman de Vest. După divizare, însă, Imperiul Roman de Vest a început să slăbească, fiind atacat de triburile germanice din Europa de Vest. În cele din urmă, în secolul al V-lea, Imperiul Roman de Vest s-a prăbușit, iar întreaga regiune Iberie a trecut sub controlul vizigoților, un trib germanic care a domnit aici timp de 250 de ani. Totuși, dominația lor a fost temporară, deoarece un nou imperiu din peninsula arabă era pe cale să-și facă apariția și să cucerească întreaga regiune. În secolul al VII-lea, imperiul musulman aflat la apogeul său în timpul califatului Umayyad se întindea în nordul Indiei până în Orientul Mijlociu și Africa de Nord. În 711 după Hristos, armatele musulmane conduse de Tariq bin Ziyad au lăsat o invazie asupra Spaniei, cucerind întreaga peninsulă. Hispania a fost redenumită Al-Andalus, iar musulmanii au dominat regiunea pentru 800 de ani. În această perioadă, Spania a cunoscut o dezvoltare semnificativă în știință, filozofie și arhitectură. Cu toate astea, Imperiul Musulman a întâmpinat o rezistență constantă din partea forțelor creștine într-un conflict cunoscut sub numele de Reconquista. Aceasta a fost o serie de bătălii purtate de imperiile creștine pentru a expulza musulmanii din Spania. În cele din urmă, la sfârșitul secolului XV, în urma bătăliei de la Granada, armatele creștine au învins forțele musulmane și au recâștigat controlul asupra întregii Spanii. De atunci, Spania a devenit o mare putere colonială. Până la începutul secolului XIX, Imperiul Spaniol se întindea pe întreg continentul american, de la California până în Argentina și includea chiar și Filipinele în Asia. Cu timpul însă, Imperiul Spaniol a început să decadă, iar până la începutul secolului al XX-lea, teritoriul său s-a redus de la 13 milioane de kilometri pătrați la doar 504 mii de kilometri pătrați. Războiul civil spaniol. În anii 30, Spania a fost devastată de un război civil extrem de sângeros care s-a încheiat în 39 cu victoria forțelor naționaliste conduse de generalul Francisco Franco. După război, Franco a devenit liderul Spaniei pentru următorii 30 de ani, o perioadă considerată una din cele mai întunecate din istoria modernă. În timpul războiului civil, aproximativ o jumătate de milion de oameni au fost uciși, iar economia spaniolă a suferit grav. Politicile protecționiste ale lui Franco au înrăutățit situația economică. La acea vreme, peste jumătate din populația Spaniei trăia în zonele rurale și se ocupa cu agricultura. Franco a închis granițele pentru a proteja industria locală și a stopat complet importurile, izolând Spania de comerțul internațional. Această izolare a afectat grav sectorul agricol, deoarece fermierii nu mai aveau acces la utilaje moderne, pesticide sau alte tehnologii care ar fi putut crește producția. În plus, guvernul a impus un control strict al prețurilor, ceea ce a dus la prăbușirea industriei agricole și a determinat mulți oameni să părăsească satele pentru a se muta în orașe sau în alte țări. Spre sfârșitul anilor 1950, Franco a început să recunoască limitările politicilor sale și a deschis treptat granițele pentru comerțul internațional, marcând începutul miracolului economic spaniol. Această deschidere a frontierelor a avut două consecințe majore. În primul rând, comerțul cu țări precum Franța, Germania și Regatul Unit a dus la o creștere semnificativă a activității economice. În al doilea rând, toate activitățile economice importante s-au concentrat în principalele orașe ale Spaniei, unde marile companii erau localizate. Acolo unde există companii, există locuri de muncă, iar unde sunt locuri de muncă, oamenii migrează. Acesta e exact
fenomenul care a avut loc în Spania. La început, prăbușirea industriei agricole a forțat oamenii să părăsească zonele rurale, iar mai târziu, datorită oportunităților economice din orașe, populația a început să migreze din zonele centrale către orașele mari, situate în mare parte de-a lungul coastelor. Alți factori ai depopulării centrului Spaniei. Istoria și deciziile politice reprezintă un motiv important pentru distribuția inegală a populației în Spania, dar geografia țării joacă un rol la fel de semnificativ. Spania e unul din cele mai muntoase țări din Europa, ocupând locul al doilea după Elveția. Teritoriul său include 6 lanțuri muntoase majore, Cordiliera Betica în sud, Cordiliera Iberica și Cordiliera Central în centru, Cordiliera Cantabrica și Cordiliera Leonesa în nord, iar în nord-est, de-a lungul graniței cu Franța și Andorra, se află lanțul munților Pirinei. Această diversitate geografică face ca partea de nord a Spaniei să fie verde și luxuriantă, în timp ce partea de sud e dominată de deșerturi, unde se înregistrează cele mai ridicate temperaturi din Europa. De asemenea, schimbările climatice recente au avut un impact semnificativ asupra Spaniei. Potrivit ONU, 74% din teritoriul Spaniei este în pericol de deșertificare, ceea ce înseamnă că 18% din suprafața țării ar putea deveni deșert permanent. Lipsa infrastructurii adecvate de apă în zonele rurale a determinat mulți oameni să se mute în oraș, abandonând zonele rurale. Un exemplu clar al acestui fenomen este regiunea numită Laponia spaniolă sau Serrania Celtiberica, situată în nordul țării. Deși este mai mare decât țări precum Danemarca și Croația, această zonă este foarte slab populată din cauza terenului montan, care face dificilă și costisitoare dezvoltarea infrastructurii, inclusiv a rețelelor feroviare. Din această cauză, regiunea a rămas în urmă din punct de vedere economic și social, chiar și în secolul 21. Un alt exemplu este Sayaton, un oraș situat la doar 100 km de Madrid, care odinioară era populat, dar azi a devenit un oraș fantomă, cu doar 50 de locuitori. Depopularea aici nu e cauzată doar de geografie, ci și de lipsa infrastructurii și de problema emergentă a fertilității scăzute. În plus, Spania are cea mai scăzută rată a fertilității din Europa. În ultimii 5 ani, numărul deceselor a depășit numărul nașterilor, iar rata fertilității a scăzut constant în ultimele 5 decenii. Principalele cauze sunt instabilitatea locurilor de muncă și faptul că mulți oameni rămân singuri pentru o perioadă lungă, concentrându-se pe îmbunătățirea situației financiare. Astfel, când decid să întemeieze o familie, e adesea prea târziu. În Spania, 10% dintre femei devin mame pentru prima dată la 40 de ani, iar rata medie a natalității e de 1,19 copii pe femeie, ceea ce înseamnă că în medie o femeie spaniolă are un singur copil. Conform datelor de la guvernul spaniol, o rata natalității de cel puțin 2 copii pe femeie este necesară pentru a menține populația stabilă. Dacă această rată nu crește până în 2040, Spania va avea o creștere netă negativă a populației și va avea nevoie de 6-7 milioane de imigranți pentru a compensa deficitul demografic. Astfel, pe lângă rata scăzută a natalității, guvernul spaniol va trebui să ofere beneficii și subvenții pentru cupluri și să îmbunătățească infrastructura în zonele rurale pentru a preveni agravarea acestui model demografic. Dacă aceste măsuri nu sunt luate, situația s-ar putea înrăutăți, iar Spania, cândva un puternic imperiu mondial, ar putea continua să se confrunte cu o depopulare severă în viitor. Astfel, haideți să concluzionăm acest video cu o serie de date statistice care vă vor face să înțelegeți mai bine fenomenul Spaniei goale. Fenomenul depopulării rămâne o provocare majoră pentru viitorul demografic și economic al țării. Deși Spania este a patra țară ca mărime din Europa, doar o mică parte din teritoriu concentrează 90% din populația sa, accentuând dezechilibrele între regiunile urbane și cele rurale. De exemplu, în anul 2023, doar 15% din populația Spaniei trăia în zonele rurale, ceea ce reprezintă o scădere semnificativă față de anii 50, când aproape jumătate din populație era rurală. Această tendință de migrație internă continuă să fie o provocare pentru regiunile depopulate, multe dintre ele fiind clasificate de Eurostat drept regiuni ultraperiferice în ceea ce privește dezvoltarea economică. În plus, rata natalității din Spania continuă să fie una din cele mai scăzute din Europa, cu 7,6 nașteri la 1000 de locuitori în 2023, comparativ cu media europeană de 9,5 nașteri la 1000 de locuitori. Această scădere, combinată cu o rată a mortalității de 9,8 decese la 1000 de locuitori, contribuie la un declin natural al populației. De asemenea, raportul dintre persoanele cu vârsta de peste 65 de ani și cele cu vârsta sub 15 este de 2,1:1, ceea ce evidențiază îmbătrânirea populației și pune o presiune suplimentară pe sustenabilitatea economică și socială a regiunilor rurale. În fața acestor realități, guvernul spaniol caută să implementeze măsuri eficiente, precum stimulente pentru reîntoarcerea tinerilor în zonele rurale, facilitarea accesului la servicii publice și îmbunătățirea infrastructurii pentru a inversa sau măcar a stabiliza aceste tendințe demografice.
Astfel, țara riscă să devină și mai polarizată, cu orașe tot mai aglomerate și vaste regiuni rurale pe cale de dispariție. Acesta a fost episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați la Ce s-ar întâmpla dacă pentru mai multe videoclipuri interesante. O zi superbă vă doresc!